cum să împărțim bebe în patru, că suntem patru copii? Nu e normal așa? Normal, fiecare face ce vrea cu terenul lui. Asta e o variantă. Cum adică o variantă? Este singura variantă. Mai sunt și alte aspecte. Care aspecte? Păi care? Uite, de exemplu, eu locuiesc cel mai aproape de livadă. Tu ești în Spania, cam și cu Venera le au și ele pe ale lor. Și ce vrei să insinuezi tu, bebe, cu asta? Ia zi. Ce vrei să insinuezi? Da. Păi, Venerico. Cum n-ai venit tu 10 ani? Hai să recunoaștem, să dai măcar o dată cu sapa, n-o să vii fix acum. Ia uite, bănele, bă, îți pasă ție de ce fac eu cu terenul meu? Că vreau să-l vând, că vreau să-l închiriez, că vreau să-l duc pe lună, treaba mea. Uite-mă. Bebe, am senzația că o duci într-o zonă de notar, așa. Exact. Nu o să ajungem, mă, și la notar. Dar trebuie clămurite niște aspecte ca să ne scape de niște cheltuieli. Uite, pe tine te scapă de un drum. Aoleu, dar lasă-mă, dragă, să plătesc drumul, ce inimos ești tu. Și dacă e să fim sinceri, singura care se pricepe în domeniul ăsta eu sunt, că eu cu Dan asta facem în Spania. Turism. Păi poate de-aia te-a chemat, mă, ca să-ți dea ție partea din deal, să-ți faci tu conac acolo și mă lasă pe mine cu partea dinspre șosea. Cum partea din deal, mă, bebe? Da. Păi tu știi ce ar trebui, cât ar trebui să forez eu ca să dau de apă în deal? Mă, ce informată e ea acum, mai devreme, habar n-avea de nimic. Aha. Dar văd că voi deja ați făcut aici parțiala, nu? A venit colega. Da, bravo, bă, tu iei șoseaua, ia valea. Și eu unde stau, un copac? Iar se bagă și Venerica în discuție. Dar ce faceți? Ați încuiat ușa? Ține că bebe când a venit. Mulțumesc. A venit bebe? Mă l-auzi? Da, ce face? Cumpărator? Da. E ziua mama Țucă. Nu, e peste două luni, am zis că dacă toți sunteți aici să sărbătorim. Dar ce se întâmplă acolo? S-au aprins un pic spiritul. Hai să vorbim despre bani! Păi cine a trimis cei mai mulți bani în țară? Ia! Dar ce vrei să insinuezi, dragă, că eu nu am ajutat sau ce? Fată, n-am insinuat așa ceva, doar am spus că am trimis foarte mulți bani în țară. Ai văzut? S-a fost după fapte, bebe, da! După fapte și răsplată, nu? Despre asta este vorba. Ia uite, mă! Uite că vine și gazda ca să ne lămurească. Ce să vă lămuresc? Zii tu, Camelia, de ce vrea să vorbească mama Țuca cu noi așa de important? Fată, de livadă, așa-i? Să se împartă în patru, că suntem patru frați. Exact, și fiecare face ce vrea cu partea lui, măi. Băi, de Venerea, te rog. Care livadă? Livada din Hasek? Da, mă, livada aia lui Moș Ion Lazar, mă. Băi, livada din Hasek s-a vândut. Livada aia s-a vândut. Ce faci? Bă, da, eu am auzit bine, vândut? Da, s-a vândut pe bucăți. Oh. Dar tot s-a vândut. Ultima bucată s-a vândut când s-a făcut autostrada, nu trecut. Da, măcar știm adevărul. Stai. Nu cred. Cum adică? Băi, tu ai vândut livada noastră? Nu, mama a vândut livada ei. Și banii? Banii s-au dus. Am avut cheltuieli cu doctorii. Când s-a îmbolnăvit mama, trebuie să iau o decizie. Sau o trimit la azil, sau îmi dau demisia și rămân eu cu ea. Da, mă, Cami, dar ne anunți și pe noi. Asta nu e o decizie pe care să o iei tu cu mama Țuca. Pe bune acum. Trebuie să ne informezi. Dar v-am tot sunat și v-am tot așteptat. Dar dacă n-ați venit? Păi da, dar nu știam că e așa rău. Dacă știam, cine se rugai frumos, ne spuneai la telefon. Ce să fac, să mă rog de voi? Dar iartă-mă, mama nu m-a crescut așa. Măcar acum știm, ne-am lămurit cu treaba asta. Ce dracu faci, bebe, te prefaci? Ce-i bebe? Bebe! Asta e rău. Bebe! Fata, asta se... Bebe, nu fă așa ceva, că eu nu știu ce să fac în situațiile astea. Bebe, băi! Bebe! Aoleu, eu nu știu să fac așa. Aoleu, doamne! Bebe! Bebe, revină-ți, că eu nu știu ce să fac în situația asta. Revină-ți! Bebe! Hai de capul meu, doamne! Bebe! Am venit să vă ce faci. Ce fac ai amici? Se ceartă? Da, iar se ceartă ai amici. Da, ar trebui o nuielușă. Așa e. O nuielușă le-ar prinde foarte bine. Da. Mulțumesc. Ia spune-mi, te fac o plimbare? Da. Să știi că o să o luăm prin spate, ca să nu-i deranjăm pe ăștia amici. Da, vreau. Hai să mergem.
pot să cred, mă, toți ani ăștia, mă. Eu dacă mă rămâne și mie ceva la bătrâneți. Păi, las. Bă, și cum treceam eu pe acolo să cosesc iarba ca prost, băi. Rupeam de spate pe terenul altuia. Hai, mă, bebe, mă, că și fără teren și cu teren tot bebe te cheam. Da, mă, dar era important pentru mine să le știu acolo, mă, că am o plasă de salvare. Deci am că fac și eu o sală de sport acolo, că obțin bani la ăștia cu Europa. Scuze. Dai, mă. Mă, bebe, tu ești un adevărat Samson, măi, băiatule. Faci averea asta peste noapte. Nu mai fac nimic, că m-ați distrus. Auzi, m-ați distrus, mă. O vezi? Ne? Se confiscă. Te spun și la doctor. A, nu, dar te rog eu să nu mă spui lui mama Țuca. Dar chiar unde este mama Țuca? E la ea în cameră cu Anais. Da, picioare. De aici ți era ție rău. De ce mi-ai bine? De ce bei? N-am bun cât am. Dar ce ai făcut? Am fost puțin. Nu e. Ce nu e? Ce nu e, mă? Ce nu e? Ați văzut-o cumva ieșind? Pe cine? Pe mama Țuca și pe Anais. Nu e nimeni nu, acolo. Nu e Anais la ea în cameră? Nu! Dacă spun că nu e nimeni acolo... Dar poate ieși să se plimbe puțin. Pe unde? Stai, mă, costum pe Anais. Poate au și prin spate. Abonatul nu poate fi contactat. Băi, are telefonul închis. Cum pe ecranul principal, Bebe, hai, ridică-te și du-te și verifică în spate. Eu mă duc afară să văd. Stai, stai, așteaptă-ne, așteaptă-ne, drogi, că niciodată nu are telefonul închis. Haideți odată, haideți, haideți. Aoleu, m-am panicat. Stai! Hai, bebe, du-te! Vino. Cum o să plece fără să-mi spună că o spune? Dar lasă asta, o iei pe urmă. Haideți, haideți odată, haideți. Mama! Mama! Anais! Mă, fetelor, stați liniștite. Mama Țuca cred că a ieșit să se plimbe și Anais e după ea. S-o caute. Ce s-a întâmplat? Nu știu unde a dispărut mama Țuca și Anais a dispărut, nu știu. Nu, stați așa, că nu avea unde să duc așa departe, că nu-i Maradona. Hai că eu mă duc să o caut încolo, da. Încet, mama Țuca. Nu ne grăbim nicăieri. Doamnă în vârstă, cu o domnișoară îmbrăcată în roz. Da? Da, Venera. Le-ați găsit? Nu, în partea asta nu sunt. Nu știu, nu știu unde naiba. Da. Bine. Ok, vorbim. Unde naiba sunt? Semnalmente, da. 75 de ani, păr cărunt. Mai bine vă aduc o poză, nu? Iar fata are 1,75 m. Era îmbrăcată într-o geacă roz. Nu, domne, niciodată nu-și închide telefonul. De 20 de minute o sun. Cum să aștept, domnule, 24 de ore? Ești nebun la cap, ferească Dumnezeu! Lăsați! Tocmai mi-ați amintit de ce am părăsit țara asta de 2 lei. Lăsați-o, mă descurc! E frumos aici, e liniște. Mamă, Țucă, tu mai ții minte când eram în clasa a patra și mă pregăteam să plec în Spania? Era atât de frică și nu aveam cu cine să vorbesc.
toți erau cu haide să facem actele, haide să luăm biletele. Așa că doar stăteam și mă uitam la Frozen toată ziua. Și atunci m-ai scos la plimbare. Și mi-ai spus ceva ce n-am să uit niciodată. Am mulțumit că de fapt am și notat. Uite, nu se mai vede bine. Dar mi-ai spus, Anais, gândește-te că dacă Elsa ar fi stat acasă cu fundul pe cămașă, nu se mai întâmpla nicio aventură. Mi-a plăcut mult. Și-a însemnat enorm pentru mine că ai fost alături. Așa că atunci când am plecat în Spania și am luat-o de la început, m-am gândit că e un capitol nou în viața mea. Și cu orice s-ar întâmpla, n-are de ce să-mi fie frică. Și acum sper să nu-ți fie nici ție, mă mulțumesc. Mama, unde ai fost? Ne-am făcut griji. Ai înghețat? Parcă. Unde ați fost? Mama, e ok. Am fost până în parc. Nu e, dragă, deloc ok. Cum să fie ok? Pleci așa de capul tău, ți închizi telefonul? Unde te crezi? Scuze, dar am vrut să o duc puțin pe bunica mea departe de toată nebunia asta. Ei, care nebunie? Exact. Bebe, știi foarte bine care nebunie. Hai, mă. Suntem oameni în toată firea, dar ne certăm ca atunci când eram copii. Ana e sărătă. Eu sunt mama Venera. Aia frumoasă eu sunt. Da. Haideți să vă spun de ce v-am chemat. Hai. Da, spune-ne, mama. Singurul lucru care o bucură și o face fericită pe mama Suca este când se uită peste albumul cu poze de familie. Oh. Facem asta în fiecare seară după ce ne uităm la serial. Și mi-am dat seama că nu avem nicio poză unde să fim cu toții. Da, așa este. Și m-am gândit că ar fi un cadou frumos să-i facem o poză de ziua ei. Păi, da, ziua ei nu e peste 2 luni. Da, știu, peste 2 luni, dar noi nu știm cum vom fi mâine și n-am vrut să vă mint. Dar m-am gândit că nu o să veniți decât dacă vă imaginați că e vorba de succesiune. Da, așa e. Ne-ai zis doar că vrea să ne vadă. Facem poza? Da. Hai să facem, că acum nu mai sunt nici supărată la ce surpriză ne-a făcut. Haideți, hai să facem. Hai să facem. Haideți. Hai, vino aici. Stați o clipă. Mami, hai, stai în mijloc. Bebe, tu stai în spate, că cel mai înalt. Gata, eu în dreapta. Da, și eu țin pe mama Țuca în brațe. Se zice Sorisa, așa zice. Bine, Sorisa o zice. 3, 2, 1. Sorisa! Încă o dată? Hai, încă una, încă una. Mama Țuca, mama Țuca, hai. 3, 2, 1. Mama Țuca! La mulți ani! La mulți ani, mama Țuca, la mulți ani. Familiile sunt complicate. Diferențele dintre generații sunt tot mai mari și ne este ușor să ne judecăm părinții prin prisma normelor de acum.